Polițiștii suceveni au închis un club din cartierul Burdujeni, unde se desfășura o petrecere de Halloween. Oamenii le au găsit într-o hală în care se desfășura petrecerea aproape 70 de persoane pe care le-au legitimat și controlat corporal. În interiorul halei respective au fost găsite substanțe interzise și cu efect psihotrop sau psihoactiv, aruncate pe jos, așa zisele jointuri în pachetări de staniol, dar și pliculețe care conțineau substanțe de culoare albă, cannabis, dar și grindere. Substanțele au fost ridicate pentru analizarea lor de către specialiștii din cadrul laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Obligăzii de combatere a crimei organizate iași, de asemenea, administratorul a fost amendat cu 10.000 de lei.